Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre o surprinzătoare colaborare, ca să nu spunem mai mult, între una dintre cele mai profitabile companii de stat din țara noastră și o mică, dar foarte agilă firmă privată. Este vorba despre Loteria Română. Ea e firma mare, compania mare de stat profitabilă, dacă aveți dubii. Mi-am prins. Și despre decizia sa neașteptată de a vinde online bilete loto prin intermediul unei aplicații care se ocupă de plata parcării. În București și încă alte câteva orașe, că nu este doar în București, mai sunt câteva. O aplicație care se și numește, de altfel, foarte explicit, Am Parcat. În principiu, ai parcat, ai parcat, dar bilet loto ai cumpărat? Cam bancul ăla. Dacă cocoașa ai? Nu. Eu o cocoș. Ideea în sine, să nu fim înțeleși greșit, nu e rea. Adică, pentru loterie, este practic o extindere a posibilităților de a-și vinde produsele. Adică orice firmă serioasă, privată, ar fi interesată de așa. Cum să facem noi să vindem la și mai mulți oameni, să creștem încasările? De altfel, anul trecut, cifra de afacere a Loteriei Române a fost de 1,16 miliarde de lei. Noi. Cu un profit de 143 de milioane de lei. Deci cam 12% profit de invidiat. Dar de ce n-ar fi chiar mai mare? Invidia e bună. Lăcomia e bună în capitalism. Tu faci profit și mai mare, nu? Ca să plătească dividende la stat și salarii mai mari la consiliile de administrație și vouchere de vacanță și așa mai departe. Deci, în sine, ideea de a vinde bilete și prin terț nu era, doar că loteria se străduiește de ani de zile să-și creeze propria aplicație prin care să vândă bilete la loto și fără comision, desigur, către terți. Că aici este șmecheria. Aici e o problemă. Colaborarea cu aplicația de parcări care vinde și bilete loto presupune și plata unui comision către aceasta, care este însă confidențial, după cum a descoperit publicația Europa Liberă. Mm. Și care a mai descoperit, a mai aflat și că patronul acestei companii s-a învârtit într-o vreme în cercuri de afaceri pline de colaboratori și apropiații foarte controversatului Sebastian Ghiță. Cum vine de se leagă. Mm. Practic, ca într-o reclamă mai veche de la loterie, numai șase-s norocoase. Exact. Important e să fii acolo, în acest club al celor șase, care sunt norocoase. Cine știe, câștigă, cum era un alt concurs pe vreme. Cât despre loterie, din 2020, cum spuneam, se tot străduiește să-și facă propria platformă online și, ce să vezi, nu reușește. Ba chiar a și lansat o licitație la un moment dat de 1,4 milioane de lei pentru crearea acestei platforme, la care s-a și înscris un candidat, o companie de IT din, evident, Cluj-Napoca. Cluj, bravo. Firmă specializată în software dedicat, dar numai șase-s norocoase. Licitația a fost anulată în aprilie 2022 și n-a mai fost reluată. E mai e timp. Da. Cred că cineva de la loteria a găsit loc de parcare bun la alții și n-a mai vrut să miște nimic. Cum se întâmplă în București, când prinzi loc bun de parcare, nu mai miști mașina de acolo, așa și la loto. Au prins ceva loc de parcare bun și gata, aici stăm. Da, mă, e complicat să faci o aplicație în ziua de astăzi. Cred că da, 1,4 milioane de lei nu s-a putut face. Da, nu, chiar e complicat, adică n-a mai făcut nimeni până acum. Da, nu știm de ce. Asta e încă ceva. În ultimii 3 ani, Loteria Română a avut 4 directori generali, toți numiți politic, evident, pentru că, ați observat, unii câștigă mereu la loto. Nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.